Salutare! Tocmai ce s-au lansat noile procesoare de la AMD, mai exact seria 5000. Acestea sunt bazate pe arhitectura Zen 3, având procesul de fabricație pe 7 nanometri. Vorbim de o performanță în gaming în medie cu 26% mai bună decât a avut generația precedentă, adică Ryzen seria 3000, dar și o performanță mai bună decât ceea ce oferă Intel. Practic, primim boost până la 4,9 GHz, IPC mărit cu 19%, memorie cache mai rapidă, timp de răspuns mai mic și niște prețuri bune, aș spune eu. Totul sună foarte bine, însă, întrebarea mea este, merită upgrade-ul? Să analizăm puțin datele. În medie, 5900X este mai rapid decât 3900XT cu 26% în gaming, dar asta la rezoluție Full HD. Nu cred că te joci jocuri cu asemenea procesoare doar în Full HD. Cu cât urci rezoluția, FPS-urile scad, dar și diferența în procente dintre aceste procesoare scade. Totuși, CSGO și LOL aduc un spor de performanță foarte mare, dar și PUBG și Shadow of the Tomb Raider aduc un spor considerabil de performanță. Până acum avem jocuri prost optimizate, dar și jocuri mai vechi. Dacă ne uităm la sporul de performanță din Battlefield 5 și Total War, jocuri de altfel mai noi, observăm că este un spor mic de performanță, aș îndrăzni să spun chiar în marja de eroare, 5 respectiv 6%. La fel este și când le comparăm aceste procesoare cu cele de la Intel, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Înainte de concluzii, trebuie să mai luăm un lucru în calcul, și anume că DDR5 o să apară în următorii ani. În 1-2 ani, aș spune eu. Bine, deja avem DDR5, însă nu la scară largă. Deci concluziile mele sunt următoarele. Dacă ai orice procesor din seria 3000, nu merită upgrade-ul la seria 5000. Singurul upgrade considerabil ar fi de la prima generație de procesoare Ryzen. În niciun caz nu merită să treci de la un i9 10900K la un Ryzen 5950X, dacă tot ceea ce faci este gaming. Și dacă ai deja un Ryzen 2600, să zicem, iar nevoile tale ți le satisface cu brio, luând în considerare că trebuie să vină DDR5-ul, nu văd de ce ai mai investi acum într-o platformă care e la sfârșitul vieții ei. Eu am un i5 8600K și plănuiesc să mai trag vreo 2 ani de el. Dacă sunteți un om normal cu salariu minim sau mediu, aș spune să nu vă aruncați înainte în a cumpăra aceste procesoare până nu avem niște teste mai amănunțite. Nu uitați, nu performanța pe hârtie contează, ci performanța din viața reală. Că ai 100 de FPS-uri, că ai 110, irelevant din punctul meu de vedere. La fel și la CSGO, că ai 300, că ai 400, nu cred că poți să vezi diferența asta. Eu sper că v-am ajutat, nu uitați de like, share și abonare, eu am fost Roman, toate cele bune!